Ciclonul Boris continuă să facă victime în Europa și a produs până acum pagube de 8 miliarde de euro. Numărul morților a ajuns la 17 în centrul și în estul Europei. De alți 8 oameni, toți în Cehia, nu se mai știe nimic de duminică. Cel mai rău este acum în Italia, unde 2 oameni au fost dați dispăruți și peste 1000 de oameni au fost evacuați după ce apele le-au intrat în case. Regiunea Emilia-Romagna este de nerecunoscut după ce ciclonul Boris a răvășit mai multe localități. În orășelul Faenza, la doar 40 de kilometri de Bologna, străzile au fost complet înghițite de ape. E una cosa veramente che fa venire i brividi ogni volta che si vedono certe cose. Fa veramente venire male al cuore. Este pentru al doilea an la rând când locuitorii privesc neputincioși și plini de spaimă cum orașele și câmpurile lor sunt distruse de furia naturii. La terza volta che andiamo sott'acqua, 2 volte l'anno scorso, 1 volta adesso. Ma perché vi siete allagati anche adesso? Sì, sì, l'acqua era già venuta sui campi, era già venuta a 30 metri nelle colture, 2 ore fa. Peste 1000 de oameni au fost evacuați cu bărcile de pompieri. Alții încă așteaptă să fie salvați și s-au refugiat la etajele superioare ale clădirilor. 11 regiuni se află sub cod galben de inundații și ploi torențiale. În Polonia, râul Oder riscă să inunde pentru a doua oară orașul Wrocław. Jesteśmy w zatopionej miejscowości Lewin Brzeski, zresztą jak widać, chociaż i tak woda już spłynęła, bo wczoraj nie mogliśmy się tutaj wieczorem dostać. Wody po pas, pozalewane domy, zalane prawie 80-90%. Oficialii din Varșovia au anunțat compensații de 470 de milioane de euro pentru oamenii ale căror case au fost inundate. Dla mnie jest teraz taka sytuacja, co ja mam panu powiedzieć? Szmeregi do lasu, bo ja jestem bankrutem. Nie mam zwierząt, nie mam zboża, 20 ton zboża, które miałam na utrzymanie kur. Nie mam po prostu nic, zostałam w jednych spodniach, jak to się mówi. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mers în regiunile puternic afectate de inundații din Polonia. La Wrocław se va întâlni cu șefi de stat și guvern din Europa Centrală. Primele estimări indică faptul că valoarea pagubelor ar depăși 8 miliarde de euro. Brokerii de reasigurare spun însă că cifra este una optimistă, iar pagubele reale ar putea fi mult mai mari. Dacă centrul continentului se scufundă, vestul Europei continuă lupta cu incendiile de vegetație. În Portugalia, peste 400 de pompieri încearcă să stingă flăcările care au izbucnit în apropierea orașului Porto. În 3 zile, peste 100.000 de hectare au fost pârjolite.